În sectorul de comerț, ansamblul activităților converg către un scop central: dezvoltarea multilaterală a colectivităților. Aici, reclama este o formă atractivă de informare asupra apariției, utilității și calității unui produs. Aici avem o rochiță și o bluziță. Ea reprezintă interferența trei sfere de probleme de ordin productiv comercial. Pedicură faceți? Pedicură facem, cosmetică facem. De ordin psihologic și de ordin artistic. Mici ai umor, cei mai buni mici din lume. Așadar, este necesară, cu alte cuvinte, o neîntreruptă investigație sociologică. Dezlegați concurentul. Release the beast. Filimoane, nu de ce râs, mă, la mine, mă? Nu mai avem clienți, bă, băiatule, bă. Au ridicat ăștia salariile și pensiile și nu mai moare lumea. Taci, că sună telefonul. Gura! Alo? Alo, bună ziua. Aici Doliu pe piept, SRL. Doliu pe piept? Ce vă putem ajuta? Măi, băi, băiatule, mă, băiatule, de azi dimineață mă topați la cap, ți-am explicat, mă, băiatule, de zeci de ori. Aici nu mai e croitoria, s-a mutat ieri. Acum e pompe funebre, face-i cruci, sicrie. Toți nebunii pe telefoane. Filimoane, fă și mie unul, bă, băiatule, mă, că nu mai deci pot. Deci eu iau toți prima nebunii la dreapta, a doua la stânga, de dimineață am venit. Deci, pe unde? Aici? Chibroco. Asta. Aici este. Asta e adresa. Presimt. Mi-a dat adresa asta un prieten de-al meu care și-a lucrat la atelierul ăsta de croitorie, un pardesiu, ultima modă. Un pardesiu de scânduri poate să-i facă la pompe funebre. Bună ziua, bine ați venit pe la noi. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. M-a trimis la dumneavoastră un prieten. Așa. Să vă transmit sănătate și să trăiți. Parcă vrea cineva să moară. Chiar așa. Să trăiască toată lumea. Hai să nu ne aruncăm cu vorbele așa. Pe ce? Vrei să dau faliment? Dar dumneavoastră aveți o meserie așa de frumoasă. A, da. Îmbrăcați oamenii cu lucruri rezistente. Sper. Da, faceți pardesie elegante. Da. Ce fac? Pardesie. Ah. Așa le mai zice lumea bă la noi, pardesie, da, domnule. Am o meserie frumoasă. Dar grea. Trăiesc printre suspine, e greu, ce să mai, e greu. Da, fiecăruia cum e înscris acum, nu? Da, aveți dreptate că uitați, și mie înscris mi-a dat prietenul meu adresa ca să vin la dumneavoastră. Să știți că el este foarte mulțumit de ceea ce i-ați făcut. Îl poartă chiar și azi. Serios? Da. V-a zis dânsul asta? Da, noi suntem foarte buni prieteni. Eu mă duc în fiecare sâmbătă pe la el. Doamne, doamne... Domnule, hai să trecem la treabă. Dacă tot ai venit... Da. Să-ți iau măsurile, da, nu? Da, de-aia am venit. Vă rog să-mi spuneți înainte să-mi luați măsurile. Așa. Ce material se mai poartă? Stejar. Stejar? Da. Extraordinar! Cum mai evoluează moda. Aș dori să-mi faceți unul, așa. Dar aș vrea să fie roșu, roșu sau grena. Sau grena, clientul nostru, stăpânul nostru. Vă rog frumos să stați așa. Așa de larg mi-l faceți? Nu, vă rog să mă iertați că vă întrerup, dar eu aș fi vrut... mi-l faceți probabil în bie, nu? Îi puneți vatelină. Nu! Paie! Paie? Da! Ah. Hai, vă rog frumos, stați așa. Așa? Așa, țapăn. Stați că mă ghitilați acolo. Dar de ce să stau așa? Păi așa o să stai tot timpul. Păi și dacă vreau să mai dau și o mână cu cineva? Poate doar cu prietenul ăla care te-a trimis la mine. Stai așa. Vă rog să mă iertați. Ia, așa, frumos, stați, ține puțin de aici așa. Țin, dar așa de lung mi-l faceți?
Da, eu aș fi vrut un pic mai scurt. Cum? Stați să vă arăt. Dacă s-ar putea, nu, uitați-mi puțin. Uitați așa, până la genunchi. Uitați așa. Până la genunchi, doamne. Păi ești gândit să faci economie? Păi odată în viață își face omul așa ceva, nu? Aveți dreptate, dar știți? Aș fi vrut să mi se vadă pantofii. Ia uitați ce pantofi frumos am cumpărat de la magazinul de vis-a-vis. Și ia uitați. Ce să se vadă, domnule? Pantofii, uitați. Doamne, fer. Face, domnule, să fie bine, domnule. Îi punem pe capac. Spuneți-mi, buzunare faceți? Ce să fac? Stați, nu vă enervați. Buzunare. Două buzunare interioare, două buzunare exterioare, un buzunar aici așa la piept frumos. Facem, domnule, facem. Să fie omul fericit, domnule. Mai pune om o carte, o lumânare, o lanternă, o floare, ceva, nu? Și căptușeală îi puneți, nu din saten? Nu! Din talbă, tablă de aia galvanizată de 0,2. Tablă? Da! Păi și asta nu mă ține, adică... Bă, uneori am senzația că așa suntem și noi. Tu zici ceva, eu zic altceva, nu ne înțelegem. Doar o senzație. Păi unde vrei să mai pleci? Cu soția, la mall, la film, la restaurant, sâmbătă seara. Dacă vă scoate aia așa pe la 7 ani, poate. Dar închiderea, cum o faceți? O faceți cu nasturi, cu fermoar sau cu capse? Cu cuie pe lateral. Cum cu cuie? Păi și cum să mai deschide atunci? Doamne fire! Dacă doriți, vă pun o ială! Extraordinar! Pardesiu cu ială! De damă faceți? Nu, de damă, știți, aș vrea să-i fac unul și soției mele. Dar ori să moară de invidie colegele de la bancă unde lucrează. Asta depinde de dumneata, domnule. Păi ce, dacă ar fi după mine, aș vrea să fie gata mâine. Aoleu, săraca femeie. Da, să vă dau una conto. Nu, lăsați când o să se întâmple, atunci vine cineva și... Nu, lăsați că am banii la mine. Luați aici, uitați. E mult. Lăsați, luați aici cu încredere, știți vorba aceea. Mortul de la groapă nu se mai întoarce. Așa nădăjduie și eu. Asta este, da. Să-mi dați adresa să vă trimit marfa. Nu este nevoie. Nu este nevoie că vin personal să o ridic. Cum personal? Așa bine. Unul îl pun pe mine și celălalt îl iau pe braț. Ce să iei, domnule, pe braț? Pe ce să iau? Ce? Pardesiu. Că? Un pardesiu îl pun pe mine și celălalt îl iau pe braț. Doamne ferește, eu mă țin nebunie. Măi, omule, cum da. Să iei sicriu pe braț? Cum? Ce sicriu? Sicriu! Ce sicriu? Sicriu! Ce sicriu? Păi nu e aici asta, casa de mode, croitoria? Nu e pompe funebre! Aulă. Ia banii și ieși. Lăsați. Luați-i, păstrați-i. Ia banii și ieși. Nu, vă rog frumos, păstrați-i a conto. Pentru ce? Pentru soacră mea. Tare. Păi talentat. Păstrați banii și ieși. Nu, vă rog frumos, păstrați-i a conto. Pentru ce? Pentru soacră mea. Tare. Păi talentat. Un moment de revistă. Da. Mult prea frumos. Deci cea mai frumoasă confuzie care poate exista. Este confuzia perfectă. Ne-am bucurat că suntem la umor pe cele 3 scaune nenorocite pe care nu le mai suportăm. Am uitat să desenăm prostii cu pixul pe foaie. S-a întâmplat ceva bun. Sunteți un cuplu de senzație. Felicitări sincere. A fost un moment foarte bun. Pot să zic topul 5. Dacă aveam flori, aruncam pe cel. De când există el, sunteți în astea 5. Și acum părerea
maestrul nostru. Hai să vorbească conoșterul. Sunt extrem de fericit, sunt extrem de încântat. Mulțumesc întregii echipe pentru că sunteți în fața mea și mă plec. Mulțumim. Trebuie să recunosc că eu vă știu pe amândoi. Naya are o poveste de viață absolut fabuloasă, absolut fabuloasă, care se leagă de cutremurul din 77. La cutremurul din 1977, nu știu dacă era bloc sau era casă. În orice caz, s-a dărâmat absolut totul. Și după un timp, în urma excavărilor, au găsit doi oameni striviți. Și când au dat corpurile la o parte, sub mamă, era un bebeluș care trăia. Da, era el. Faptul că ești aici în fața noastră este împotriva tuturor șanselor cu putință și destinul. Nu te-a ținut degeaba aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Mare dragoste! Ce frumos! De fiecare dată, atunci când sunt în fața spectatorilor și la teatru și la televiziune și oriunde mă duc, spun mereu, e pentru tine, mamă. Mă vede. Asta mă face mai puternic, să știi. Mult mai puternic decât aș fi crezut câteodată că sunt. Mulțumesc. Faptul că e acolo sus. Ca să zic așa, mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumim. Ai talentul de a ne întrista după orice număr care ne face să râdem. Iar a fost impresionant. Da, eu când mă emoționez, mă bâlbui sau îmi sunt mai timid. Frate, vorbesc ce simt. Vine omul, te face să te simți bine, încep să povestești de cutremur. Te apreciez, ești fratele meu fără păr. Senior Naie! Mi-a plăcut foarte mult, Senior mi-a plăcut. Cristi. Mulțumim no, mult că ați venit. Spuneam și acolo la cameră, fiecare sezon se întâmplă... De cu Mihai. Vă pup și vă iubesc. Bravo. Mulțumim. Mihai. Și... Ce bine a fost!